Zeci de fermieri, dar și reprezentanții unor instituții cu profil agricol, pomicol, horticol și zootehnic din Argeș s-au întâlnit cu ministrul agriculturii pentru a vedea soluțiile statului pentru redresarea în domeniu. Conform programului, Casa de Comerț pentru Agricultură, repus acum pe picioare, va intermedia activitățile comerciale cu produse agricole în România. Casa de Comerț Agroalimentare, o verigă importantă și este extrem de necesară pentru valorificarea produselor românești. Pentru mine este important să-și diversifice activitatea și să intre în cuplajul acesta de interes între fermieri și consumatori, să luăm întreaga producție pe care o fac fermierii și pe care solicită să o valorifice prin intermediul casei. Peste toate aceste probleme a apărut încă una, comerțul cu cereale, care a scăzut din cauza navigației pe Dunăre în zona canalului Băstroe. Ministrul spune că a cerut sprijin Uniunii Europene pentru a interveni. Este nevoie de o intervenție din partea Comisiei Europene pe care o așteptăm. Această intervenție a făcut-o și eu și încă alte 5 state într-o ordine așa a minții, să zicem, a momentului așa. E Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia și Slovacia și România, iar intervenția mea a fost o intervenție pe măsura nevoii de sprijin și evident prin nota aceasta serioasă de justificare a situației existente în țară. Ministrul mai spune că această problemă este deja prioritară pe agenda de lucru a guvernului.